dopamină la nivel de neuromediator. Am discutat, este beta 2. Am mai avut o ultimă întrebare, ca exemplu, aici pe putare, în aceeași cără. Dimineața, doar că nu e dimineața, este 7:20 seara, luni seara, și abia m-am trezit dintr-un pui de somn de vreo 3 ore și un pic, că pe la 4 și ceva am adormit. Am avut nevoie de aceste 3 ore de somn și de acum trebuie să mă fac treabă. Am de făcut, de terminat un curs la fiziopatologie, de trecut prin el, de făcut altul complet și mi-am mai propus pentru ziua de astăzi să mai scriu puțin la un proiect la îngrijiri paliative. Și na, probabil o să stau până mai târziu în această seară, dacă tot am dormit acum, mâine dimineață nu mai avem de la 8, ci mai avem ceva mâine. Cred că avem doar cursuri mâine după amiază, dar oricum în seara aceasta va fi o seară mai lungă. Vreau să fac neapărat aceste două cursuri ca pentru zilele următoare, adică mâine, să mai am încă două de făcut la fiziopatologie și apoi să încep cu ELP-urile și recapitulare. Salutare! Am ieșit să merg până la poștă să las un colet cu o carte de la un concurs și speram că în intervalul acesta să vină și un curier de la care am primit mesaj că vine astăzi, dar încă nu. Mai aștept, ar trebui până la 3:30 să ajung eu. Am luat coletul între timp și inițial nu aveam absolut nicio idee ce trebuie să fie, pentru că am citit numele expeditorului. Este Andra Olaran și pe moment nu aveam nicio idee cine este, de ce, și am căutat pe Instagram să văd dacă am vreun mesaj de la ea și am zis că nu am nimic. Și apoi mi-am dat seama, s-a prins un beculeț, că vorbisem acum câteva zile cu Anca Broască și mi-a spus că are o prietenă care a lansat o carte și pentru că mă știa de acum vreo 2 ani că eu sunt cu cărțile, și-a adus aminte și m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să îmi trimită un exemplar și am zis că da, iar acum o să o desfac alături de voi. Nu este o carte la care v-ați ajuta, adică să fie genul meu. Este o mai multă carte de dezvoltare personală, dar nu se știe niciodată când o să am nevoie de așa ceva. Cartea este Manualul femeii de succes, un nou început pentru tine. Acesta, din câte văd, este volumul 2, dar
Cred că are informații la fel generale, altele pe lângă cele din primul volum și nu e neapărat să citiți așa ca o carte, ca o serie fantasy. Din ce observ pe aici sunt și niște exerciții în această carte. De exemplu, de ce îmi doresc ce îmi doresc. Super interesant. Un versus eu de acum 3 ani, eu de acum. Pare destul de interesant pentru cineva care vrea să-și pună ordine în gânduri și ar avea nevoie de un mic ajutor. Foarte interesant. O să vă las un link în descriere. O să caut să văd unde puteți găsi cartea și vă las în descriere. Vă las puțin aici detaliile cărții dacă vreți să le citiți acum. Încă o dată, aceasta este coperta și aici cea este. Este o scrisoare, o să o citesc imediat. Mulțumesc tare mult, Andra, și mulțumesc și Anca pentru că ai fost mesagerul dintre noi două. Uitați-mi complet de treaba asta. Vă mulțumesc tare mult și o să vă țin la curent pe Instagram atunci când o să simt nevoia de ceva care să mă motiveze să continui să fac ceea ce fac. O să apelez la această carte cu siguranță pentru că altele, sincer, nu am. Și vedem cât de ajutor este. Neața, neața! N-am mai vorbit de câteva zile. Acum este deja joi, este aproape 1 la amiază și încerc să termin un referat la îngrijiri paliative de vreo 3 zile și nu mai reușesc. Trebuia să scriu minim 2 pagini și inițial cu subiectele pe care le alesesem eu. Nu am ajuns la 2 pagini și a trebuit să mai caut și altceva pe lângă și acum scriu. Am trecut deja de 2 pagini, mai bine 2 pagini și un pic. Sper să-l termin și pe lângă asta pentru materia asta. Mai am de făcut și un eseu personal cu experiența mea pe care am avut-o parcurgând această materie pe timp de pandemie. Să fie interesant și acolo încă o pagină, nu știu cum o să reușesc, sincer. Dar, deja joi, duminică, primul examen, mâine trebuie să merg până la spital, o să vă zic mâine de ce. Sper să reușesc să termin. Vreau să termin asta mai întâi, să mă apuc de fiziopatologie. Mai am de făcut 2 cursuri pe care sper să le fac astăzi pentru că sunt 2 în 1 cum ar veni și sunt lucruri mai simple, să zic așa. Și apoi trebuie să trec la subiectele de LPM, o să le fac pe fiecare separat ca să am o listă așa, să știu după ce mă uit. Dar mai întâi, primul task pe ziua de astăzi este să termin de scris referatul.
de sub control, oricum se merge către Bună ziua! Ce mai faceți? Este vineri astăzi, 15 ianuarie. Și vreau să-i transmit mamei mele la mulți ani cu ocazia acestei zile, dacă te uiți la acest vlog. Și mai întâi vreau să desfac acest colet pe care tocmai l-am luat de la curier și apoi vreau să explic puțin titlul acestui vlog. Dar haideți să desfacem acest colet. Ieri a fost transport gratuit pe Libris și... Nu am rezistat. Am luat o carte pe care de obicei nu o mai găseam. E un volum mai spre final dintr-o serie. O serie de suflet pentru mine. Și acum că am găsit volumul pe site și de asemenea și transportul era gratuit, am profitat de ofertă. Era doar 11 lei. Așa că... Ieri am dat comanda și iată că astăzi am primit-o. În această serie am ajuns pe la volumul 4, pe la 6. Trebuie să-l recitesc pe 6 pentru că l-am început și nu l-am mai terminat. Dar cândva o să reușesc să mă întorc și la seria asta. Stați să mă chinui puțin. Este vorba despre seria Jurnalele Vampirilor și acesta este volumul... 9, din câte îmi amintesc, dacă mi-amintesc bine, este Jurnalele Vampirilor, Vânătorii, Cântecul Lunii, 4, 5, 6, 7, 8, da, este al 9-lea volum, am volumul 8, Vânătorii Fantoma, parcă așa se chema, acesta este Cântecul Lunii și mă bucur tare mult că am găsit-o, sincer, nici nu știu cum de-am dat peste ea și... Nu, a fost 11 lei și 175 de bani. Super. Abia aștept să o adaug acolo în colecția mea. Îmi place că este și hardcover și trebuie să văd, parcă mai erau niște cărți din seria asta, dar nu mai țin minte, trebuie să mă informez. Și un semn super drăguț de la Libris. Iar acum să vorbim despre titlul acestui vlog. Da, astăzi mi-am făcut vaccinul pentru acest minunat virus cu care ne luptăm pentru un ultimul an, că în lume deja a trecut mai mult de un an. Eu am ales să fac acest vaccin pentru siguranța mea, pentru siguranța celor din jur, având în vedere că eu o să am un contact mult mai... mare și mai diversificat cu pacienți, cu multă lume la facultate, în spitale. Da, cum am zis, a fost alegerea mea. Nu este nimic obligatoriu, toată lumea poate să aleagă dacă îl face sau nu. Până în momentul de față, singura reacție adversă pe care am făcut-o este să mă doară puțin aici mușchiul, în zona unde a fost introdus serul. Și cam atât. Adică e ca un fel de febră musculară după ce faci sport, dar atât. Și nici colegii mei nu au acuzat alte manifestări, doar puțină durere în locul înțepăturii. Dimineața am fost pe la 8 jumătate. Doamnele de acolo au fost super drăguțe. Și de când am intrat nici măcar nu m-am uitat spre cum prepar acolo serul și cum trage în siring, n-am vrut să văd acul, am stat pur și simplu așa cu mâna, mă uitam în cealaltă parte, am simțit foarte puțin înțepătura acului,
Dar a trecut repede și da. Dacă vreți să vedeți cum acționează acest vaccin, nu conține absolut nicio urmă de virus, deci sunt zero șanse să aveți reacții adverse asemănătoare bolii pe care virusul o dă. Adică dacă vaccinul gripal, antigripal, are virus gripal atenuat și puteți avea posibile simptome ale unei gripe, în cazul acesta nu este virus în acest vaccin și nu aveți șanse să faceți boala. Acest vaccin e mai mult un boost, așa o rețetă pentru organism să facă mai mulți anticorpi specifici care să lupte împotriva acestui virus. Adică nu... Singurul lucru care se poate întâmpla e să facă mai mulți anticorpi. Adică tehnologia asta, care până acum nu a mai fost folosită la vaccinuri, nu prea are ce să facă rău. Adică, na, nu are ce. E, de fapt, un... Și toată lumea era speriată că când a auzit că acest vaccin conține ARN mesager, dar ARN-ul mesager nu are absolut nicio legătură cu nucleul, cu ADN-ul nostru, adică nu se întâlnesc, nu afectează absolut nimic. ARN-ul acesta mesager e ca un fel de hârtie, o copie, care intră în celulă și în celula aia este un ribozom, care ribozomul ăsta, mă rog, el e un organic celular, dar el recunoaște acest ARN mesager și ce informații are el și ribozomul transcrie cum ar veni ceea ce este scris pe ARN-ul mesager. În acest ARN mesager este de fapt scris un cod genetic pentru proteina S, care proteina S este pe suprafața virusului SARS-CoV-2. Și proteina asta, de fapt, îi dă posibilitatea virusului să intre în celulele noastre și în momentul în care ribozomii fac proteină S, aceasta nu este normal prezentă în celulă și este cumva scoasă în exteriorul celulei, vin niște limfocite care vor să le pape și prin mai multe etape imunologice din organismul nostru ajung să se formeze anticorpi. Dar nu avem virus în vaccin, este doar această proteină care se află pe suprafața virusului, doar să-l ajute să intre în celulă, nu are nicio legătură cu ce este, de fapt, virusul. Oricum, a fost alegerea mea, fiecare este liber să decidă pentru el dacă vrea să facă sau nu. Profitat de această ocazie că am putut să ne programăm prin intermediul facultății, pentru că suntem din domeniul medical, cum ar veni, și aștept următoarea doză și sperăm să revenim la normalitate cât mai curând. În alte ordine de idei, duminică am examenul la fiziopatologie, mai am de făcut chestii, da, și... Mă întorc acum la ele. Trebuie să mai trec prin LP-uri. Am făcut până acum vreo 15 subiecte din vreo 48. Am șanse să le termin în seara asta, adică în seara asta, astăzi, dacă mă țin de ele, dar urați-mi succes! Hei, da, încă mai sunt prezent aici, este sâmbătă seara, este 10:30 și v-am arătat mai devreme cum arată patul meu.
sunt la repetat cursuri, subiecte de curs. Și nu, n-a fost o zi bună. M-au ajuns toate din urmă oboseală, toate frustrările cu tot programul ăsta aiurea de la facultate. Și da, oricum, am reușit să fac marea majoritate, adică să repet, că de trecut prin toate chestiile am trecut odată, acum vreau să repet cât de mult pot, adică o proporție destul de mare din materie, dar merge greu. E 10:30 acum, cum am zis, sunt undeva la un sfert din subiecte făcut în ultima oră, cam așa cum le-am făcut. Deci o să mai stau. Și mâine dimineață de la 9 o să merg, dar eu o să intru, cred că după ora 10, 10:30, cam așa. Mă rog, pe la 10 și un sfert, poate. Sau chiar 10. Nu știu încă. Dar oricum, merg și cât mai așteptăm acolo o să repet cu niște colegi valorile de la buletine. O să fie oricum interesant și cel mai probabil ne auzim mâine după examen. Neața, sunt aici pe hol, aștept să intru. Au intrat toți colegii din grupă dinaintea mea, pentru că domnul doctor a întârziat puțin și a zis să recuperăm din timp. Suntem într-o sală mare, deci avem loc. Și cât mai stau pe aici, vreau să mai repet niște LP-uri, nu știu. Totul în capul meu e amestecat, sper doar, eu mă bazez pe singurul lucru care m-a ajutat și până acum. În momentul în care citesc subiectul, creierul meu dă delete la orice altceva și se axează doar pe subiectul respectiv. Dar chestia asta mă axez și acum și sper că o să fie bine. Salutare! Este aproape 3 după amiaza. Am terminat cu examenul, am fost cu colegii de grupă și am și mâncat ceva așa ca după examen. Iar acum merg spre casă și vreau să dorm. Dar mai întâi trebuie să editez acest vlog ca să îl postez astăzi. A fost bine, nota finală 9, m-am descurcat mai bine la partea de curs decât la cea de LP, dar cu media totală, nota mea finală la fiziopatologie este 9. Mă bucur mult că am avut și noroc la un subiect destul de ușor și de scurt. Și da, totul vine pentru toată lumea. Vreau să dorm puțin și de mâine trecem la semiologie, o să fie interesant. Vreau să vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Dacă ați ajuns până în momentul de față cu vizionarea acestui vlog, vă rog să lăsați un comentariu cu un termometru, pentru că sunt vreo minus 11 grade și hai să fie ăsta emoticonul vlogului. Ne vedem săptămâna viitoare. Ne vedem săptămâna viitoare. Vă urez spor în sesiune, spor la școală, spor în orice face, spor la citit. Și cam atât. V-am pupat. Pa, pa!